Astăzi suntem 2 august 2019. Domnișoara Georgiana, așa, dumneavoastră ați venit cu un buletin remene în care iese că dumneavoastră aveți mari probleme pe coloană. Acest remene implică niște compresii nervoase care v-au făcut să suferiți enorm. Ați căzut în, mi-ați povestit că ați căzut în aeroport, dumneavoastră lucrați în Anglia și când ați venit, n-ați mai putut să vă țineți pe picioare. V-au dus pe brațe, nu? Da. Așa. Ați luat foarte multe antiinflamatoare. Da. Povestiți un pic tratamentul. Am luat foarte multe antiinflamatoare, printre care combinam arcoxia cu flamexin și chetonal în același timp, ca să pot să ameliorez cât de cât durerile. Am început să fac ceva infiltrații, dar n-am putut lege la bun sfârșit, pentru că nu... Vi s-au făcut deja câteva. Da, s-au făcut câteva infiltrații, doar că nu au dus la bun sfârșit. Nu au dus la bun sfârșit. După... Unde le-ați făcut infiltrațiile? La Fetești. La Fetești. Bun. De cât timp suferiți dumneavoastră, pot să spun, în felul acesta de dureri de spate? Din luna februarie, sfârșitul februarie. Și cum ați auzit de mine? O prietenă, da, mamei mele, a venit la dumneavoastră acum 5 ani, a făcut o ședință și timp de 4 ani nu am mai avut probleme cu coloana. Bun. Hai da să ne plimbăm. Am făcut și noi o procedură. Vorbiți obiectiv. Ce simțiți după prima procedură? Mă simt foarte bine. Hai da, plimbați-vă, plimbați-vă. Ce nu simți? Mai șchiopătez, în primul rând. Înainte șchiopătați? Da, foarte tare. Da. Nu puteam să mai cumpriți piciorul jos absolut. Da, vreau să vină și mama dumneavoastră, pentru că ceea ce... mama, domnișoare, vă rog frumos, e important ce vi se întâmplă. Lumea crede că noi facem așa un gen de să ne prefacem, dar nu este adevărat. Să rămână, doamnă. Plimbați-vă. Deci, fiica noastră, Georgiana, a spus că nu mai șchiopătează. Înainte șchiopăta? Da. Da. Foarte greu am ajuns cu ea până aici. Da, da, da. Hai, las, plimbați-vă. Merg foarte normal. Da. Simțiți o... piciorul în momentul de față. Simțiți o diferență după prima procedură. Da. Foarte mare diferență. Deci lucrurile stau exact cum se prezintă. Domnișoara Georgiana a avut o hernie de disc L4, L5 și L5S1, durerile cobap pe picior în așa fel încât îi amorțea piciorul, tregea piciorul după ea. Procedura, operația durerilor de spate fără bisturiu a reușit și datorită mie să realizăm un unghi unde am decompresat acest nerv. Și rezultatul o să-l vedem împreună. Hai, da, spuneți piciorul drept acolo pe taburete și flexați în față. Flexați în față. A, așa. Flexați, noi am luat și la genunchi. Așa, acum piciorul stâng. Aveți vreo durere? Nu. A, așa. Și acum vă rog frumos să vă prindeți de mânerul ăsta și vă puneți în genunchi pe covorașul acesta, așa, și faceți când pe un genunche, când pe altul, așa, ușor. Putea înainte? Puteați înainte să... Nu. Un picior înainte și vă ridicați. Hai. Nu, înainte, așa, știți, ca să vă ridicați în picioare. Așa, așa. Foarte bine. Din nou vă puneți în această poziție. Of, Doamne... piciorul, da, e un adevăr, piciorul stâng sus și ne ridicăm. Acum, haideți vă rog cu fața spre mine, așa, pumnii strângi și un pic mai încoace, așa, pumnii strângi și să alergăm mai pe loc, așa, inspirând, expirând, inspirând, expirând. Haideți, mai repede, acum, haideți vă rog, putea înainte, doamnă? Să vă fie de folos, Georgiana. O să intrați într-un program. Acum aveți 94 de kilograme, da? Dacă 92 de kilograme. Dacă dumneavoastră o să intrați în acest program, o să aveți cu 20 de kilograme mai puțin în 3 luni de zile. Este puțin greu, pentru că știu poftele dumneavoastră vă duc la niște obiceiuri, dar, cum zice...
vorba, fă atenție la gândurile tale, la vorbele tale și la obiceiurile tale. Doamne, ajută-vă! Sănătate, numai bine! Numai bine vă doresc! Sănătate multă și, nu știu, mai ne revedem. Trebuie făcut maxim 3 proceduri și trebuie respectat acel program despre care o să vorbim. Doamne, ajută-ne!